O navă sub pavilion moldovenesc a fost reținută în Marea Ohotsk, în apropiere de regiunea Kamchatka din Federația Rusă. Vasul ar fi fost reținut pentru încălcarea legii cu privire la platforma continentală. Cei de la frontiera rusească au descoperit la bordul embarcațiunii unelte de pescuit și peste 3 tone de momeală. Nava este una marfară și este echipată pentru transportarea crabilor vii. Echipa nu a putut prezenta însă actele necesare pentru a activa în apele Rusiei. Capitanul vasului este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu și încălcarea legislației cu privire la platforma continentală.